scuze. Valico, questo tour di Alexandrian Group mi ha spus de 4 sporturi. Box, winning, golf și ciclism. Bun, o să vedem despre ce e vorba. Pentru că se grăbește, am înțeles, Vali, v-aș ruga, dacă aveți întrebări, să-i le adresați acum. Și apoi să putem să lăsăm să-și facă programul. Vă rog. Pentru sportul de masă. Vali, treci din nou la microfon. Așa, pentru și domnul de la basket, nu sunt toți ca și pentru sport la noi. V-am spus că de 20 de ani se face lucrul ăsta.
În sensul că am fost partener ai Comitetului Olimpic Român la trei olimpiade. Dacă vrei neapărat să te duci către un sport care vinde și vrei beneficii de imagine, te duci doar către fotbal. Că ăla e singurul care vinde cât de cât, dar nu toate echipele. Restul se numește doar lucruri bune făcute de tine ca și companie pentru sport. Nu poți să ai beneficii de imagine foarte importante, de exemplu, nu știu, de la ciclism, de la golf, chiar și de la box, este foarte bun. Adică, acțiunile noastre nu sunt orientate neapărat în a-ți aduce astfel de beneficii. Acțiunile noastre sunt orientate în a ajuta. Ăsta este cuvântul, în a ajuta. Așa vor putem din o dată. Trage de mâine că vreau și eu pentru asta. Dacă nu există un plan... Mi-ar plăcea ca cei care vin către noi să aibă și un plan coerent în care să-mi spună, uite, dacă tu mă ajuți acum, avem câțiva sportivi care promit și care cu siguranță vor ajunge ceva și care la un moment dat îți vor mulțumi că ai făcut acel mic pas într-un moment critic pentru el în care chiar avea nevoie de o finanțare. Mulțumim!